Numeroși credincioși au participat la slujba învierii Domnului la Catedrala Episcopală din Caransebeș. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte episcop Lucian împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Prima parte a slujbei a fost oficiată pe esplanada catedralei. Mesajul din acest an de Paști este acesta. Prin cruce la hârtie. Ne-am îngropat cu Hristos ca să fiem cu Hristos. Ne-am răstignit împreună cu Hristos ca să putem învia cu El și să viețuim aici și în viața viacului ce va să fie lumina Lui, în lumina Lui Sfintei Trăim. Nu putem ajunge la înviere fără jertfă. Nu putem ajunge la vederea luminii învierii lui Hristos fără să vedem mormântul cel întunecat. Din mormânt a izvorât viață și lumină. Astăzi toate s-au umplut de lumină și de bucurie. Și suntem datori și cei ce am postit și cei ce nu am postit. Și cei care s-au ostenit și cei leneși. Astăzi toată suflarea creștinească este chemată la bucurie sfântă. Sfânta Liturghie a fost oficiată dimineață. La slujba a participat un număr impresionant de credincioși, dintre care foarte mulți s-au împărtășit cu Sfintele Taine.